să spună, păi stai un pic, că mi-a mai crescut nivelul de trai și între timp. Și pot fi de acord cu această chestiune. Nu au sărăcit toți peste tot, da? Au crescut. Dar din nou revin la exemplu cu sensul giratoriu. Îți dai, a crescut în detrimentul acțiunilor politice sau ale politicului. Cât ar fi crescut dacă nu am fi avut aceste frâne date de devalorizarea monedei? Înțelegeți? Asta noi nu putem vedea. Deci, sigur că acum, cu robotizarea, se fac mai mulți, da? Mai multe dulapuri sau mai multe șifoniere decât înainte. Și nu numai, orice fel de... cele mai multe din produsele de consum. Da, e foarte bună. Tehnologizarea, da. Robotizarea e foarte bună din perspectiva asta. Asta nu schimbă realitatea lucrurilor legate de devalorizarea timpului economisit, a faptului că trebuie să muncesc permanent, pentru că eu de la o lună la alta, dumneavoastră vă angajați undeva pe un salariu negociat și peste o lună, cu care știți că luna asta o să cumpărați 3 ouă, 10 kg de carne și o să locuiți în două camere și o să plătiți atâția metri cub de gaz. Da? Da. Luna viitoare veți cumpăra mai puțin decât asta. Păi asta, ce e asta așa ceva? Și după aceea trebuie să alergați dumneavoastră, o să se dea vina pe nu știu ce patron și o să zică ăla n-a indexat salariile. Ce se indexeze, frate? De ce ai scăzut tu puterea de cumpărare a salariului omului ăla? Înțelegeți? Trebuie să vă duceți peste stat. Pentru că el a făcut ca peste o lună să cumpărați mai puțin metri cub de gaze, mai puțin litri de benzină și așa mai departe. Păi e normal, dumneavoastră dați aceeași cantitate de muncă, de timp.